Bună ziua, dragilor! Sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vom discuta despre țările scandinave. Norvegia, Suedia și Finlanda. Acestea sunt situate în Europa Nordică, cu teritorii în peninsula Scandinavă. Cele trei state au ieșire la mare, istoria lor fiind legată de vikingi, buni navigatori, exploratori și războinici. Norvegia are ieșire la Oceanul Arctic în partea nordică, Marea Norvegiei în partea vestică și Marea Nordului în partea sudvestică. Suedia are ieșire la Marea Nordului și Marea Baltică, în timp ce Finlanda are ieșire doar la Marea Baltică. Pe coasta vestică a Norvegiei întâlnim adesea țărmuri înalte cu fiorduri. Observăm două astfel de țărmuri în imaginile din partea dreaptă. În partea vestică a peninsulei întâlnim unii dintre cei mai vechi munți din Europa, Munții Scandinaviei. Altitudinea maximă se află în vârful Galdhøpiggen, 2469 de metri. În restul peninsulei, altitudinile sunt reduse, relieful fiind dominat de câmpii litorale. Rețeaua hidrografică este bogată, cuprinzând foarte multe lacuri cu apă dulce și râuri scurte cu debite mari. Lacul Mjøsa este cel mai mare lac cu apă dulce din Norvegia, având o suprafață de 362 de km pătrați. Cel mai mare lac din Finlanda este Saima, în timp ce lacul Vänern este cel mai mare lac din Suedia și al treilea din Europa, având o suprafață de 5650 de km pătrați și fiind depășit doar de cele două mari lacuri din Federația Rusă, Ladoga și Onega. Observăm în aceste trei tabele date meteorologice înregistrate în 2020 la stațiile din Oslo, Stockholm și Helsinki, capitalele celor trei țări. Observăm că în toate trei, cea mai ridicată temperatură medie lunară se înregistrează în luna iulie, în timp ce cea mai scăzută se înregistrează în luna ianuarie. În ceea ce privește precipitațiile, observăm că se înregistrează cantități mai mari de precipitații în Oslo și mai scăzute în Stockholm. Vegetația predominantă este de taiga, cu excepția părții nordice, unde întâlnim tundra. Solurile specifice sunt podzoluri, cu fertilitate scăzută și înghețate în cea mai mare parte a anului. Vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Realizați un filmuleț de prezentare de maxim 3 minute sau un poster al țărilor scandinave. Vă doresc succes!